Proiectul de lege numărul 354/2022, inițiat de Vetuța Stănescu, deputat PNL, și colegul său, deputat PNL Florin Roman, ce permite emiterea titlurilor de proprietate pentru deținătorii terenurilor din zonele care nu au fost colectivizate, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru Agricultură și a Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Proiectul de lege pe care l-am inițiat permite ca titlul de proprietate să poată fi emis autorilor inițiali sau moștenitorilor acestora pentru suprafețele de teren intravilan sau extravilan aferente zonelor necooperativizate care nu au fost reconstituite în temeiul legilor fondului funciar și sunt în posesia persoanelor fizice. Astfel, conform modificărilor propuse, deținătorii terenurilor din zonele care nu au fost cooperativizate pot solicita la cerere Comisiei Județene emiterea titlului de proprietate astfel. Dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale, terenul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidențe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane. A declarat deputat Vetuța Stănescu, președintele Partidului Național Liberal Hunedoara.